Eu astăzi am să fac din 4 ouă și făină. Și la fiecare ou avem nevoie de 100 de grame de făină. Așa. Și o să facem aici pe fund. Eu am să pun și un praf de sare, puțin, puțin. Așa. O să avem nevoie de o furculiță. O să punem făinuța noastră aici pe masă și o să facem în interior așa, ca o fântână. Și o să punem ouăle, unul câte unul. Două. Și 4. Așa. Eu am să pun și un praf de sare. Un praf. Atât. Și cu furculița încep să amestec aici. Îmi place foarte mult să fac în casă pastele, pâinica, cum se făcea odată. Așa. Și amestecăm încet, încet, până adăugăm toată făina. Voi cum preparați pastele? Să-mi scrieți în comentarii. Sunt curioasă cum vă plac. Eu le ador. Așa. Și făina o adăugăm puțin câte puțin. Având în vedere că astăzi facem o rețetă cu nuci, după ce o să terminăm, mai târziu, în după amiază, am să intru să facem pastele cu nucă, cum le făceam în mica mea. Foarte, foarte, foarte bune. Să vedem și pâinica, o mai lăsăm puțin să crească și apoi o dăm la cuptor și cât pâinica se coace, după ce am terminat pastele, o să facem biscuiții. Fiecare rețetă are nevoie de puțină odihnă la luat. Așa, ia uitați.
Ci hai pensato a prendere forma. Eu astăzi am să vă arăt cum îl fac cu mașina de făcut paste și poate fi întins și la sucitor. Eu folosesc mașina pentru că mă ajută foarte mult ca să-l frământ și îl întind foarte, foarte bine și atunci o să iasă foarte, foarte bine. Dacă aveți mașină, aveți robot de bucătărie, îl faceți la robot. Eu nu am. Și mă ajut cu ce pot. Așa. Acum o să-l prământăm puțin cu mâna. Deci la fiecare ou adăugați 100 de grame de făină la ouă, de ouă mari. Aluatul iese destul de tare. Și am să vă arăt cum îl frământ eu cu mașinuța de îl întind și îl întind până se frământă bine, bine. Ca să iasă elastic. Așa. Dar înainte să adăugăm bine toată făina. Așa. Bine toată făinuța. Nu risipim nimic. Așa. Bună ziua, Vali! Facem paste astăzi. Aluatul pentru paste, pâinică, biscuiți. Mâine e sâmbătă, duminică, ne odihnim. Astăzi muncim. Așa. Luăm toată făina. Aici. Așa. Și după ce am făcut foarte, foarte bine aluatul așa, el trebuie frământat foarte bine ca să iasă elastic. Eu am să vă arăt cum îl frământ cu mașina de paste. Așa. Am să o prind de masă. Așa. Așa. Și eu, ca să frământ bine aluatul, îl fac aici la mașină. Îl lungesc așa bine. Dacă am nevoie de puțină făină, mă mai ajut cu puțină făină. Așa. Să mă ajut cu puțină făină, așa. Și o să-l punem la mărimea cea mai mare. Încet, încet. Și-l frământăm bine, bine, așa. Așa. Și mai facem încă o dată.
Eu așa reușesc să-l frământ bine, bine, bine de tot. Este foarte simplu. Cel frământ bine, 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 îl las și pe acesta să se odihnească. Cu puțină făină că se lipește. Așa. A frământat la mine, la mână. Trebuie forță, forță să-l frământ. Așa că eu îl frământ cu această mașină. Îl trec de multe ori prin... Ia uitați cum devine elastic. Nici se crede. Așa. Îl dăm și pe acesta. Adăugăm puțină făinuță, cumva, dacă se lipește puțin așa, nu se întâmplă nimic. Ia uitați. Și facem. Și pe aceasta. Aici fac aluatul pentru paste și pentru că nu am multă forță să-l frământ, că el este destul de tare, îl frământ cu mașina de paste. Îl las să se odihnească și după aceea îl tăiem mai subțiri sau mai groase pastele. Depinde cum le putem face și la mână, cu furculița. Ne ajută foarte mult această mașină. Ia uitați, a început să facă și beșcuțe. El trebuie să fie elastic, elastic. Și între timp mai întindem puțin aluatul. Îl întindem ca să-l frământ. Eu așa-l frământ. Nu am putere să-l frământ cu mâna. Nu am mixer. Nu am robot. Și-l frământ așa. Așa. Aluatul este gata. Eu am să-l pun în folie alimentară. Și am să-l dau deoparte. Și o să-l luăm câte o bucățică. Vedeți? Aluatul cum s-a făcut elastic. Am să iau câte o bucățică, așa. Am să împresor aici, pe masă, puțină făină, ca să nu se lipească. Ia uitați. Și am să pun pastele, așa. Și acum am să întind. Și le dăm mărimea aici, la mașina am, de la 0 până la 9. Acum depinde cât de subțiri le doriți.
Le putem lăsa la 6, la 5, la 7 și o să începem să întindem anuatul de la 0. De la 0, așa. Și apoi micșorăm, micșorăm distanța. Îl dau la 2. Și întindem din nou. Și la 2 am să-l întind de 2 ori. Ia uitați. Îl pun în 2 și îl mai întind o dată. Ia uitați. Așa. Și o să-l mai întind o dată. Cu cât este întins mai bine, cu atât și iese elastic, pastele sunt bune. Așa. Și acum am să mai întind încă o dată și am să dau la 4, să vedem cum iese aluatul. Așa. Am să-l rup de aici, am să-l rup. Ca să nu le fac mai lungi. Și ia uitați acum aluatul nostru, am să-l dau puțin prin făinuță, ca să nu se lipească. Și acum am să-l tai și am să fac, ia uitați, partea din mijloc. Am scot mânerul și îl bag aici, partea din mijloc. Și o să facem spaghetele noastre, ia uitați, tagliatelle. Gata, tăiate. Vedeți? Simplu. Cel mai simplu e așa. Spesurăm puțin în făină ca să nu se lipească. Așa. Și mai facem încă una. Și după aceea o să le facem subțiri, subțiri. Spaghete. O să dau mai întâi ce am să întind. Am întins, am să-l presăr cu puțină făină, așa, și întorc, așa, schimbăm mânerul, la partea din mijloc, ia uitați, și scoatem. Așa, și le lăsăm aici. Acum, mai luăm o bucată de aluat. Deci eu le-am întins la 4, sunt destul de grosuțe. Dacă le vreți mai subțiri, puteți da la 5 sau la 6, dar nici prea subțiri nu. Mai iau o bucată de aluat. Restul țineți mereu în folie, ca să nu se usuce. Așa, că se usucă. Și îl întindem. Dăm înapoi la 0. Mutăm mânerul nostru aici la 0. Așa. Și întindem aluatul. L-am întins. Acum ne ducem la 2. Și îl mai întindem. Și aici să-l întindem de 2-3 ori. Îl punem așa în 2 și întindem. Mai pun o dată în 2 și mai întindem o dată. Așa. Și o să dăm la 5 din nou. Și acum o să iasă mai subțire el. Ia uitați. Să-l rup în două.
Am să presor cu puțină făină. Am să-l mai dau încă o dată. Am mai dau încă o dată prin mașină. Așa. Îl întoarcem așa și îl mai dăm încă o dată. Așa, dăm cu puțină făină, că ați văzut că se lipește, trebuie mare, mare grijă. Așa. Și cu acesta facem tot la fel. Îl dăm prin de două ori. Am să mut mânerul la prima și o să facem mai subțiri ca spaghetele. Ia uitați, dăm cu puțină făină să nu se lipească, altfel se lipește. Așa. Și o să le dăm aici, în prima. Și o să iasă subțiri, subțiri, subțiri. Sunt de subțiri acestea, în comparație cu acestea, diferența. Așa. Și tot la fel, punem făinuță, punem făinuță ca să nu se lipească. Așa. Și mai facem încă una. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine astăzi. Vă doresc multă sănătate. Am să intru în fiecare vineri, în jur de ora 12, să facem prăjituri, să facem și o să facem și prăjiturile de sărbători împreună. Multă, multă sănătate. La revedere, pupici. Vă pup.